Un accident rutier soldat cu victime s-a produs pe DN7 între Topoloveni și Pitești. Șoferul unui autoturism în vârstă de 62 de ani din Mioveni a intrat în coliziune cu o autocisternă condusă în aceeași direcție de un bărbat de 52 de ani din Craiova. În urma impactului, mastodontul a lovit un gard de pe marginea carosabilului și s-a răsturnat. Șoferul de pe autocisternă a rămas blocat între fiarele contorsionate și a fost extras de către echipajul de pompieri sosit la fața locului. După descarcerare, bărbatul a fost transportat la spital. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă, iar verificările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul.